Să obosim, nu mai suntem atenți la detalii. Ne precipităm, ne grăbim și nu mai suntem atenți la detalii. Gata. Am terminat de tot filmare, dar vedeți, ultima secvență a demonstrat. Hai, mă, dă-mi aici! Vrei să vin eu? Nu atinge, mă, nebunule! Nu l-ați luat, Toni! Toni! Ridic rapid de la sol! Bine! Și-a plecat! Schimbă perna și ai plecat. A treia. Și ne ridicăm, bine! Jos! Da. Ne ridicăm! Excelent, excelent! Împreună! Ale, tu! Edis! Linie! Hai, ce? Vino înapoi, ridică-te-l. Vine, Len. Hai. Yes! Da! Hai, sus! Bravo! Da! Sus! Împreună! Și ultima! Gata, stop! Puțin crede-mă, eu sunt convins. Și voi aveți o părticică în voi care ezită. E părticica aia care ezită, acum o să se transformă, pentru că fizicul o să-mi dea încredere. Da? O să plecăm acum tot în recuperare, o să facem grupe, de exemplu, o să ne punem aici câte 3 jucători aici, pe burtă, okay? Și partea cealaltă 2 jucători în picioare. O să vă explic imediat. Înainte să plecăm aici, trebuie să vă explic exercițiul, ca să nu ne readunăm din nou.
ca să-mi termin ideea, o să mai facem aici 5 minute, 5-7 minute, tehnica la sol, ok? Purtătorul de balon, ce face purtătorul de balon, ce face omul cu curăță și în ce condiții, dacă este în întârziere sau dacă este în timp, în același timp. În același timp. Ok. Foarte bine, rămâi pe cuie în pipier, foarte bine, Daniel, foarte bine. Da, și pleacă Dan. Ok, perfect, ok. Așteaptă. Ok. Foarte bine, Iulia, rămâi de fiecare dată, trebuie să ai în picior, puternic, în față. Ok, îmi tinde mult fratele, ok, perfect. Hai, la fel de jos, A fost un început foarte puternic și foarte greu, având în vedere că am început în forță să urcăm munții și să ne pregătim fizic. Dar după primele două zile care au fost foarte grele, am început să intrăm toți în ritm și acum, sincer, ne simțim foarte bine și odihniți și deja începem să simțim pregătirea care o facem. Sunt persoane care ne iubesc și care sunt alături de noi, sunt persoane care ne iubesc mai puțin. Important este ca noi să ne înțelegem aici și au fost și zile grele, au fost și zile un pic mai ușoare pentru a ne reveni, că dacă facem numai greu o să ne fie foarte, foarte greu să ne revenim după aia. Eu zic că a fost o stână foarte grea, dar am acumulat ceea ce am căutat, rezistență și iar traseele au fost și grele și frumoase în același timp. Părerea mea că pregătirea fizică e pe primul loc înainte de orice cupă mondială, campionat sau cupă sau orice fel de challenge. Pentru că dacă ești pregătit fizic și mental, poți face față oricărei echipe cu care joci și după aia doar tehnicul care împlinește pregătirea fizică. Părerea mea că grupul s-a format destul de mult, nu de acum. Acum părerea mea că grupul se studiază. Se studiază mai mult și ăsta e lucrul cel mai important. Cu cât ne studăm mai mult, cu atât o să ne înțelegem mai bine în teren și o să ne ajutăm mai mult în meciuri. Merge foarte bine. Am antrenat o săptămână foarte grea la munte și asta a fost și plăcut și dureros pe lângă asta. Pregătirea la munte nu este ușoară, mai ales la început de drum. Trebuie să tragem tare la munte pe să ne fie mai ușor la Cupa Mondială. În angrajul unei partide este foarte importantă, pentru că cedând fizic se vede și pe tabela de marcaj, așa că 80% contează pregătirea fizică. Atât de înainte, eram prieten și înainte de această finală, să zic așa, de drum pentru campionatul mondial. Dar cu deplasările de la munte, cu excursiile care s-au făcut, am devenit mai mult decât prieteni. Un răspuns foarte, foarte scurt, dacă e să-l dau. Și cert, o săptămână foarte pozitivă, în toate punctele de vedere. Tot ce ne-am propus în săptămâna asta, am scris la începutul săptămânii, chiar din prima zi, am scris pe un tablou care trebuie să fie esența săptămânii pe care o pregătim. Bineînțeles, săptămâna fiind descrisă de deja, și am scos punctele pe plan fizic, ce trebuia să acumulăm, și pe plan psihologic. Și pe plan
psihic și pe plan fizic, ceea ce ne-am propus a fost îndeplinit. Mă refer la tot ce ne-am propus pe plan fizic, distanțe lungi, deci un lucru aerob care ne-am propus noi să-l facem pe distanțe foarte lungi, chiar am avut în primele 3 zile, toți jucătorii au răspuns foarte, foarte prezent și cu o investiție de 100% din partea fiecăruia. Ne era frică la început că cei oameni mai grei, ca fi de linia 1 sau de linia 2, nu o să facă față distanțelor care le-am programat, dar s-au descurcat de minune. În sensul ăsta, spuneam, pilieri, linia 2, făcusem de la început de săptămână, făcusem echipe de câte 6, la care, bineînțeles, ne-am dat și nume, să fie un pic mai amuzant. Le-am dat numele la celor 5 animale mai cunoscute de Big Five și în același timp cu amuzamentul pe care l-am avut, s-a lucrat foarte bine. Deci, revin la ce spuneam, obiectivul a fost atenție. Ceea ce ne-am mulțumit deja din prima zi și am văzut deja după prima ieșire, am văzut că au respectat în mare parte programul care le-a fost dat personalizat pe perioada de vară. Ceea ce este îmbucurător și spunem noi, deja jucătorii încep să responsabilizeze, altfel sigur explodat după a doua zi. Sunt foarte motivați. Chiar merg până în, cum ne spunem noi, intră în roșu de fiecare dată, ar vrea să intre în roșu. Și aici, bineînțeles, intervenim noi și facem blocajul și încercăm să gestionăm timpii forte. Săptămâna următoare ne propunem distanțe semilungi. De fapt, să spun, pregătire fizică specifică deja la rugby. Am avut săptămâna asta deja un antrenament mai specific rugby-ului, niște ateliere care corespundau timpilor de joc din rugby de astăzi, și anume jocuri care noi le-am numit olimpiade, cu aceleași echipe care le-am format de la început de săptămână, și exerciții care corespund exact la ce se întâmplă în rugby. O curățenie, un placaj, ridicarea unui adversar, împingerea unui adversar, tragerea unui adversar, viteză, putere. A fost foarte bine. Ei bine, și săptămâna viitoare același lucru ne propunem și mai mult decât atât o să eliminăm distanțele lungi și o să ne bazăm foarte mult numai pe specific rugby. Și bineînțeles o să începem la fel și cu două ședințe de rugby, ceea ce am făcut și astăzi. 3.